Situație grea pentru persoanele cu handicap grav și însoțitorii lor. Acestea nu și-au primit salariile și indemnizațiile aferente lunii iulie și restanța de 20% din luna iunie. Și asta pentru că banii primiți la începutul anului de la bugetul statului nu au ajuns și pentru trimestrul 3. La Direcția de Asistență Socială avem înregistrat un număr de 650 de persoane care primesc indemnizații și salarii însoțitori ai persoanelor cu handicap. Având în vedere faptul că acești bani provin din cote din TVA, de la bugetul de stat, respectiv de la Ministerul Muncii, noi am primit pentru anul 2013 jumătate, 60% din suma pe care noi am cerut-o ca să ajungă salariile integral pentru toate persoanele. Conform declarațiilor conducerii Direcției de Asistență Socială Giurgiu din cadrul Primăriei Municipiului, instituție care se ocupă de distribuirea acestor fonduri, la începutul anului a fost primită de la bugetul de stat doar o parte din suma solicitată. În situația asta am ajuns fără buget în trimestrul 3. Preconizăm că în cel mai scurt timp posibil, în urma unei rectificări bugetare, să ni se aloce și banii pentru trimestrul 3, astfel încât să putem să onorăm plata salariilor asistenților personali și ai persoanelor cu handicap grav. În aceeași situație a neprimirii salariilor se află și angajații Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu, fiind vorba despre 20 de persoane care nu și-au ridicat drepturile salariale pe data de 11 august. Banii necesari efectuării plăților în ambele cazuri provin din sumele defalcate din TVA de la Ministerul Muncii și se estimează a fi primiți în urma rectificării bugetare a Guvernului, urmând ca imediat să fie onorate salariile de către administrația locală.